Este criză de medici de familie în Caraș-Severin, iar deficitul este tot mai mare de la un an la altul. Cele mai mari probleme sunt în mediul rural, unde gradul de acoperire este sub 60%. În momentul de față, 18 comune din județ nu au niciun medic de familie. Numărul medicilor de familie care activează în Caraș-Severin este tot mai mic de la un an la altul. Numai în ultimii 3 ani au ieșit din sistem 16 medici de familie. În prezent, în contract cu Casa de Sănătate, mai sunt 133 de medici de familie, în condițiile în care necesarul raportat la legislația care prevede un medic la 1800 de persoane este de 187. În Caraș-Severin avem contracte cu 133 de medici, dar sunt 131 de contracte. Gradul de ocupare a necesarului de medici, așa cum este calculat el în normele în vigoare, este de 71-72% față de necesar. În mediul urban avem un necesar de 99 de medici și avem 89. Mult mai gravă este situația în mediul rural, unde este nevoie de 88 de medici de familie, dar activează doar 51, iar 18 comune nu au niciun medic de familie. Într-adevăr există, am putea spune, dacă vreți, puțin neoficial, câteva localități care tradițional nu au medici de familie. Din păcate, nici nu sunt foarte solicitate de către cei care ar dori să încheie contract cu noi. Se poate repara toată situația pe care o avem în momentul de față prin apetența unor medici care să fie stimulați și de către autoritățile locale prin anumite facilități pe care le oferă, fie că e vorba de un cabinet bine dotat, fie că e vorba de alte condiții, eu știu, locuință sau alte lucruri de genul ăsta. Ezeriș este una dintre comunele fără medic de familie, deși aici autoritățile au creat toate condițiile pentru desfășurarea activității. A modernizat spațiul, clădirea dispensarului medical. Dacă dorește să locuiască, are un apartament care e compus din 2 camere, bucătărie, baie. Tot ce ține de partea tehnică, internet, telefonie, asigurăm noi. Clădirea e dotată cu centrală pe combustibil solid, pe lemne, asigurăm și căldura, apă caldă, apă rece, curățenia la dispensar. Tot ce înseamnă întreținere este asigurată de Comuna Ezeriș, de serviciu de gospodărie comunală al Comunei Ezeriș. Doamna doctor doar să practice această meserie. Vă descurcați? Rău. Rău, fără întâlnire, are întotdeauna la resta. Asta e. Eu întotdeauna, de fiecare lună, să merg după rețetă la resta. După. Foarte rău. Aveți un dispensar bun aici? Dispensarul e foarte bun. E renovat. Adică nu e doctor degeaba. Foarte simplu. Mă duc la resta, am medic de familie și nu e nicio problemă. Dar ar fi mai bine dacă ați avea aici, da? Nu știu, depinde de ce medic vine, cum te înțelegi cu el, ce cunoștințe are, că așa, eu mă descurc, nu-i problemă. Au fost medici aceia și dormitor au tot, văd că au și centrală termică, au tot aceea, nu-i problemă. Dar nu știu de ce nu stau, probabil nu stau din cauza salariului. Medicii atrag atenția că deficitul va crește și mai mult în perioada următoare. Medicina de familie pentru tineri ca dumneavoastră sau mai tineri, nu este deloc atractivă din punctul de vedere al meseriei, din punctul de vedere al întregului set de hârtii pe care trebuie să le faci, această birocrație dusă la exces, modificările care se fac din timp, din mers, în timpul jocului, ceea ce nu este corect și n-aș putea spune că nu este atractivă din punct de vedere financiar, dar cu un număr decent de pacienți de 1800 sau peste, se poate supraviețui decent. Și se poate face o activitate medicală la limita competenței fiecăruia. În mediul urban, cea mai gravă situație este în Anina, unde sunt doar 2 medici de familie, necesarul fiind de 5.